O modificare importantă a intrat în vigoare cu caracter obligatoriu de miercuri 9 noiembrie. Furnizorii de gaz, curent, apă și gunoi, dar și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, contribuții, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități, tarife, alte obligații de plată și sume pentru serviciile prestate sau intermediate au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit, de credit sau preplătite, atât prin intermediul unui terminal POS, cât și online. Și primăriile, indiferent de dimensiunea localității, vor trebui să accepte plata cu cardul sau online. Legea 128/2002 a fost modificată la începutul acestui an, iar companiile de utilități și instituțiile statului au avut la dispoziție 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, adică până în data de 9 noiembrie a acestui an, pentru a face funcționale sistemele de plată.